Deci e bolnavă la cap. Cum e bolnavă la cap? Uite, acum am fost la un magazin, l-am găsit și pe unul bolnav la cap. Bă, am un succes la bolnav la cap. Nu știu. E cel mai tare succes. Cred că mă urăște toți adepții lui Sigmund Freud. Cum dracu te-ai găsești după atâția bolnavi la cap? Nu știu. Te găsește-i pe tine. Nu, am atracție. Pe principiul legea atracției. E un principiu dat. Să vă dau exemplu de bolnavă la cap. Cum? Bolnavă la cap? Poți să-ți dai seama de bolnav la cap și după bani. De ce? Bă, când există prea multe explicații, de fapt nu e nicio explicație în absolut. Cum e bolnav? E bolnav. Și au un tratament specific ăștia rău. N-are vindecare boală la fapt. Orice boală fizică poate avea vindecare asta, nu? Are atâtea multe tratamente că n-are niciunul. Un psihanalist adevărat ar zice, bă, n-are vindecare. Cum? Nu. Odată ce te-a plezit boala la cap, păi sunt condamnat pe vecie, da, pe veceu. Și din ce se poate face boala la cap? Dintr-un șoc. Păi și cum e, pozitiv sau negativ? Nu contează. E șoc. Poate să fie și pozitiv. Depinde de perspectiva ta. Tu îl percepi ca și negativ. De ce? Orice om, zice ăla, îi place să fie protejat, să fie victimizat. Deci de el dacă pleiază, se joacă de-a victima, vreunul după lumea asta, la un moment dat, o să-i țină partea. De ce? Că e victimă. Și tu ca protejant, dacă îți faci rolul de a proteja o victimă, oricum îți poți explica orice de la viața ta. De ce? Și în relație de, că și asta e o relație. Protejând victima, te protejezi și pe tine. De ce? Ceilalți privitori o să zică, băi, nu este ocupat, protejează o victimă. Și are cum se răsfrânge și asupra ta. Și tu îți tragi puterea, de fapt, în victimă. E o relație cum ar fi în lumea animală, parazit gazdă. Are și parazitul nevoie de gazdă. Dar parazitul deștept nu și omoară gazda. Eu am fost o gazdă care trebuia să fiu omorât. Păi ce făcea paraziții? Păi dacă nu mai e gazdă, mor de foame. Păi îmi găsesc altă gazdă. E cam greu. Păi acum propriu. De ce? Și gazda aia are paraziție. Și o să te caftești cu paraziție. Ora, oh. Și tu de ce îmi zici de astea? Că eu mai sunt gazda ta. Uri! De ce? Eu m-am cadavrizit cu mulți paraziții. Sunt atât de mulți că mă asupă tot. Sunt muiști. Păi acum, făcea niște paraziți care doar păpadă în bucata. Nu, ăștia sunt cei mai muiști. Cum? E muiști? Are gârgălături? E deep throat? Ce deep throat? Deep...
Gârgălot? Cum, mă, mi-a înghițit pula toată. Dar după aia mi-am tras-o și l-am tras poteza, bă. A uitat să-și bage corega.